În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și câinii mănâncă din fărmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Iubiți credincioși, iată de într-o duminică deosebită, se apropie perioada triodului, chiar de duminica viitoare vom intra în perioada triodului, veți auzi la râurile Babilonului, veți auzi ușile pocăinței și intrăm pe alte căi spre Împărăția lui Dumnezeu, care ne duce la lumina învierii. Astăzi este o zi foarte importantă, pentru că, deși citim la fiecare Sfânt Maslu, ca fiind a șasea Evanghelie, despre ce s-a întâmplat în părțile Tirului și al Sidonului cu femeia cananeancă, pentru mine personal este o duminică deosebită, pentru că citind-o de atâtea ori, mi-am dat seama că niciodată n-am înțeles. Și m-am străduit până în dimineața zilei de astăzi, când am fost provocat de către colegul meu, părintele viitor protopop de Focșani, Ovidiu, când mi-a spus, eu am să vorbesc la sfârșit. Așa e și frumos, pentru că oaspeții vorbesc la sfârșit. Dar nu o să vă ține prea mult, mi-a promis că o să zică trei cuvinte, la mulți ani. A pus să-l dar ține promisiune. Și în momentul în care mi-a spus părintele că eu voi cuvânta astăzi, era pentru prima dată în viața mea când nu plecasem de acasă cu lecțiile făcute. De parcă le-aș fi folosit vreodată, nu le-am folosit, dar măcar erau făcute. Mi-aduc aminte că și la franceză făceam tema, dar datorită faptului că o făceam într-o răbărare cu sora mea, adică ea scria și eu copiam după ea, nu le-am folosit la nimic niciodată. Tot în sesiunea din toamnă ajungeam ca să mai îndrept acele scăunele ca să iasă la mărturie. Parcă de-aia n-am văzut pe Paris și nu m-am întâlnit cu mine. Dar mă rog. Copilași, faceți ce puteți și de restul vă ajută Dumnezeu. Dar să fiți serioși și în ceea ce faceți. Chiar dacă sunteți lene, să fiți serioși și în lenea voastră. Să vă păstrați, prin lenea pe care o aveți, să vă păstrați pentru lucrurile adevărate. Și vreau să zic că eu vin în fața dumneavoastră și nu mi-am făcut temele și bine că nu le-am făcut, pentru că nu avea loc harul ca să-mi trimită câte ceva. Și m-am gândit să vă vorbesc astăzi despre cum hrănești un om sătul. Acum să nu credeți că, bă, părintele ăsta, da, băi, am primit 51 de ani și a luat o razna. Nu, că am zis bine. Cum hrănești un om sătul? Că un om flămând e foarte simplu de hrănit. Un om flămând se mulțumește cu ce îi dai. Dar un om sătul, cum sunteți așa dumneavoastră care știți și mai multă franceză decât mine, mai multă germană și mai multă engleză, eu trebuie să vă hrănesc pe dumneavoastră. E, aici este marea problemă. Norocul meu este că am avut parte de întâlniri încă de când eram mic cu niște personaje extraordinare. Mămăița din partea tatălui ne trimitea să ducem vițelul să sugă. Și spunea, îl țineți acolo până când se satură. Și noi ziceam, dar când se satură? Când îi picură trei picături de lapte din gură, atunci s-a săturat. Și după care, păi nu, după care se răsfață. Trebuie să știi totdeauna când este omul sătul și când nu este sătul. Pentru că după ce, atunci când era flămând, vițelul stătea acolo, împingea el în mugeri, făcea el ce făcea. Și când vedeam că i-au căzut prima picătură, nu-i cădea a doua și a treia imediat, nu, când uitai la el, venea a doua, după a treia, gata. După a treia urma un alt program. Urma programul de a-l vângâia, programul de a-l plimba puțin prin curte. E, și atunci mă gândesc eu că de atunci lucrez la predica de astăzi. Unde pot să folosesc eu lucrul acesta? Important era nu că îl duceai să mănânce. Important era ce făceai după ce era sătul. După ce era sătul, nu te mai asculta. Când era flămând, n-avea decât un singur scop, să se ducă direct la mama lui și să sugă. E, problema noastră era după ce se sătura. Ei, așa s-a întâmplat și astăzi, în părțile Tirului și al Sidonului, când vine la Mântuitorul o femeie cananeancă și ați auzit ce s-a spus, striga și zicea, iubește Domnul Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de un diavol.
Și ei au mers mai departe, dar ucenicii care erau deranjați de, și știau ce putere are învățătorul lor, a zis, slobozește-o, că strigă norma noastră, adică nu e cazul să ne ascundem după degete, știm că poți să faci ceva. Și Mântuitorul imediat a strecurat primele categorii. Zice, nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute de casei lui Israel. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că acest oraș al nostru este mare. Dacă și-ar pune toți mintea să vină aici la biserică, nu știu ce ne-am face. Dar nu cred că și-o vor pune mintea niciodată. O să zic că Sfântul Nicolae aici ne adună pe cei ale casei lui Israel. Să nu vă crească cumva corniți așa ca la vițelul lui Mămăița. Să credeți în duhul elitist. Ia uite ce zice părintele, o, cine suntem noi? Nu, nu suntem nimic. Dar facem parte dintr-o categorie. Și să nu uităm că facem parte din categoria asta. A oamenilor sătui, care venim la biserică nu de foame. Care venim la Sfântul Maslu, pentru că de aici mi-a pornit mie ideea în cap. Nu venim la Maslu numai că suntem șchiopi și ologi și nevăzători și suntem cu tot felul de boli. Venim la Maslu chiar când suntem sănătoși. E, aici este și de aici vreau să încep tema aceasta. Cum hrănești pe cel sătul? Adică, cum îl însănătoșești pe cel sănătos? Trebuie să treci la altă categorie. De exemplu, luăm așa un om luat de la restaurant. Dom'le, a mâncat ăsta, nu la restaurant lângă Sacré-Cœur, unde mănâncă așa numai, trebuie să aibă ochelarii foarte bine, biofrile destul de mari ca să vadă că e ceva în farfurie, să nu nimerească pe lângă farfurie. Nu, a mâncat undeva, hai zicești, e sătul. Ce faci cu omul acesta, care e sătul și ar sta lângă tine? Cum faci să-l ții lângă tine? Asta este cea mai mare provocare a tuturor timpurilor. Pentru că trebuie să-l ții lângă tine și el rămâne așa lângă tine. Și tu trebuie să-i dai, zice, atunci când a venit cineva și a constatat că cei de 5.000 de bărbați și fără femei și copii n-au ce mânca, zice, Doamne, zice, lasă-i să se ducă să mănânce. Ce nu, dați-le voi să mănânce. Și după cum știți, la da, am mulțit pâinile și de unde știm că s-a săturat, v-am mai zis și altă dată, pentru că au luat 12 coșuri de feimituri. Adică un fel de picături de lapte care au pus după ce s-au săturat. Și totuși, oamenii aceia n-au plecat acasă. Au rămas sătui lângă Mântuitorul. Și acum noi suntem sătui, bine că suntem sătui de multe, asta nu e problema. Asta nu o să sature nimeni. Chiar astăzi de dimineață, când am venit, am văzut, intru prin spate și am văzut lumină foarte mare în fața bisericii. Zic, hai, ce s-a întâmplat? Când văd că avem și un bec în față, pe un stâlp, și pe partea asta, biserica, un stâlp ornamentat a la Paris. Păi zic, da, nu noi, care am făcut cerere 20 de ani la primărie, n-am primit nici măcar un bec în față, atât de ce primim două? Vom afla mai târziu. Dar sigur vom afla. Iubiți de și ziceam că suntem oameni sătui. Și chiar suntem sătui. Sunt oameni sănătoși, am văzut oameni care mă bucur tare mult că la taina Sfântului Maslu, în afară de cazul de excepție, mai vin aduși de alții, dar în general venim de unii singuri. Suntem sănătoși. Dar că suntem sătui și suntem sănătoși. Ce suntem să primim? Să înțelegem mai departe care este taina Sfântului Maslu. Că de asta tot o pisăm așa în Evanghelia a șasea. Zice, și câinii mănâncă de la fărmiuturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Adică noi suntem cei sătui care producem primituri. Deja de la masa noastră s-ar putea sătura și alții, dar e gardul prea înalt care desparte curtea noastră de stradă. Aici trebuie să lucrăm puțin. De ce să avem noi gardurile așa de mari? Când eram mic, mă impresionau filmele americanești în care erau niște peluze și niște gărdulețe pe care
Și o mâță, dacă își punea mintea, le sărea. Nu era nicio problemă. Le sărea, nu se cățărau. Și am zis, mă, dar ăștia de ce au gardele așa de mici? Și mi-a zis cineva un lucru foarte important. Zice că pentru că pământul nu e al lor. Și ei, partea la lui era pământul nostru. Că legea 74 pe care se mai judecă încă frații să le dea înapoi nu știu ce pământuri, nu e de actualitate. Nu de asta. Noi eram înfricoșați. Noi credeam că dacă pătrunde ochiul vecinului, despre care nu știam ce grade are, nu știam dacă plouă pe tablă sau plouă pe stele, și imediat înălțam garduri. Dar acest gard, din păcate, era și pentru ochii noștri și pentru ochii vecinului. Nici noi nu mai vedeam ce e pe stradă și nici vecinul nu mai vedea ce e la noi în curte. Și atunci, poate că au trecut mulți oameni flămânzi pe lângă noi și n-am putut să-i hrănim. De acum, măcar, dacă tot nu mai avem garduri în înțelesul acesta, haide să vedem cum să-l hrănesc eu pe vecinul meu. Și zice, bine, părinte, dar Mata, ce poți să faci? Că vecinul Mata te-a trecut la toate categoriile. Te-a trecut la casă, fii mai înaltă, te-a trecut la mașini care mai multe. Cum faci? Trebuie să-l iubești. Cred că asta este singura strategie de viață în care ne putem desfășura vis-a-vis de faptul că putem neapărat să îl hrănim pe cel sătul. Dar spuneam și despre omul sănătos. Te uiți la el așa, te uiți sănătos. În afară de surprinsele pe care le poți constata când deschide gura. Aia e așa. Ca să vezi și cum scrie mam, țeam, vam, lam, nu mai comentăm. Ca să te chinui să citești într-un mesaj vb, sc, pr, și stai și întrebi pe copii, noroc că eu am copii mai adaptați pe sistemul ăsta. Ce-a vrut să scrie aici? Ce foarte simplu e asta? Vreau să vorbesc. Nu deschidă vorbesc, uita-mă la el. Tr, tb, trebuie. Ah, eu am să aminte că și pe timpul mămăița, că dacă am luat-o și eu cu mămăița, trebuie să vă zic până la capăt, trebuie să o odihnească și cred că se simte bine acum. Aducea cât un pomelnic și mi-a arătat, băi, măi, ce scrie aici? Zicea Ion. C, T, N, S, N, N. Păi ce era, mă? Era fără lumânare, cu tot neamul lui, nespovedine împărtășită. Înseamnă că nu suntem departe. Înseamnă că nu suntem departe. La capitolul mesaje a rămas o lungă foarte interesantă. Ei, acum, am mai spus și atât că îmi face foarte mult să vă atingem asupra unui lucru. Noi, cei care scriem, mă rog, pe care citim, da, hai să zicem că ne băgăm cu toții, facem o economie de timp, de câteva secunde la fiecare scris, da? Adunând într-o zi, două, trei, într-o lună, bă, să face o oră, măcar două. Vă întreb așa, ce faceți cu ora aceea care v-a rămas? Dacă facem ceva concret, înseamnă că am hrănit pe cel sătul. V-am spus și altă dată, bunicii mei veneau din Vâlcea, că de acolo mă trage ața asta de nu pot să fiu serios nici măcar când vorbesc lucruri serioase, dar zicea Constantin Noica, dacă cineva nu glumește despre lucrurile serioase, înseamnă că lucrurile nu sunt așa de serioase cum trebuie să fie. Și veneau bunicii și se duceau, făceau cu căruța o săptămână. Cu frate, făceau o săptămână cu căruța. Voi vă imaginați că... Dar nu erau hoteluri, 3, 4, 5 stele. Nu, stele doar de la cer, la Dumnezeu. Se uitau. Unde dormim? Păi ia uite cât ai cerul aici. N-avea nevoie de 3 stele. Aveau o sumedenie. Dar ce să mai zic de bunicii mei, când eu însumi, acum 20 de ani, când aveam Trabant și eram cel mai fericit că am mașină străină, aveam doi copii, făceam 8 ore până la București. Așa m-a tras asta, că tot de acolo m-am dus în eu să fie un schimb de populație. Bun, făceam 8 ore și acum fac 3 ore și un sfert. Îi zic un soțul că fac 4, ca să nu intre în panică, să crede că sunt nebun și merg prea repede. Da, asta e treaba noastră, rămâne între noi. Și m-am gândit eu, ce fac eu cu diferența aceea de 6 zile și jumate aproape, pe care o economisesc într-un singur drum,
până la Pitei sau până la Vâlcea. Dacă știu să fac din acele 6 zile ceva, răspunsul la întrebare cum hrănești pe cel sătul, aici este. Eu sunt cel sătul și dacă știu să mă hrănesc și să dau din fărâmiturile care cade la masa unui drum, bineînțeles că mă simt bine și știu ce înseamnă să hrănești un om sătul. Să nu credeți că provocările zilelor noastre se leagă de lucruri mărunte. Nu, nu, se leagă de lucruri foarte, foarte atent legate de viața noastră. Dacă de acum înainte, am luat pentru ziua de astăzi, ca să nu vă puiesc capul cu cine știe ce lucruri, numai această situație, mergând spre casă, dacă sunteți cu mașina proprie și aveți șansa să nu găsiți roțile blocate, o să mă ocupă, frații, să le mai blocheze, când ajungeți acasă, să vă uitați cât timp ați făcut. Să zicem că ați făcut 20 de minute. Gândiți-vă că v-ați duce acasă cu transportul comun, care vine așa cum vine. Și ziceți că ați face o oră, o oră jumate. Cam așa ar define problema. Și v-ați gândi, mă, eu ce fac cu o oră și 10 minute care mi-a rămas? Aici trebuie să hrăniți pe cel sătul. Dar dacă vă gândiți că vă duceți acasă pe jos, o să faceți mai puțin decât pe autobuzul. Asta e clar. Numai să aveți picioare bune. Că de aia nici la masă să aveți picioare bune, nu? Este foarte important, numai ca nu vă dau astăzi, să vă gândiți ce faceți cu timpul respectiv. Vă spun ce puteți să faceți. Găsiți pe vecinul cu care nu mai vorbit de mult. Două fraze. Îi spuneți, la prima nu o să vă bageți seama. Încercați-o pe aia, uite ce frumos e pe afară și o să vă răspunde de complezență. Încercați să nu faceți gafe. Nu cumva să întrebați de băieți și el să aibă fete sau invers. Nu încercați să întrebați ce mai face fetița, că e de fapt soția lui, și feriți-vă de gafe. Deci nu întrebați așa lucruri foarte, foarte delicate. Întrebați așa ce mai face, cum o mai duce, când pleacă în vacanță, știți, adică lucruri omenești, pe care le poate, sau dacă știți ce mașină are, nu întrebați dacă e bună ca să știți tu, nu, 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 s-ar putea să o fi vândut-o de mult. Deci nu vă băgați la amănunte, vă băgați la lucruri foarte în abstract. În momentul acela să știți că veți simți ceea ce ne spune Mântuitorul astăzi, să hrănim pe cel sătul. Adică vecinul și așa e sătul de noi. Și noi deci vă imaginați că aici stă subtilitatea de a veni de la biserică. Păi frate, nu zicem, zice, de unde vii de la biserică? Și stă cu capul în jos așa. Și ce vor? Păi mi-a certat părintele că am venit între ei. Măi copii, când vii de la biserică, să simtă lumea, să, cum să spun, să dea câini din coadă când vă văd. Nu glumesc, să știți că asta este situația, așa trebuie să fie. Să cânte păstările, păi, când Sfinții Părinți de Paști, când cădea Paștele mai devreme, cum cad la frații catolici acum cu 5 săptămâni de 1 mai, nu sunt înmuguriți definitiv oamenii. Și când veneau de la biserică, Sfinții Părinți au Hristos a înviat și înfloreau pomii. Așa trebuie să fie. Asta trebuie să se întâmple cu noi acum că venim la biserică. Să purtăm în noi dorința de a-l sătura și pe cel care e stăpân de noi. Și poate e stăpân și de el. Cunosc și oameni din aceștia care se gândesc, zice, ce m-am gândit eu să-mi iau o mașină, că da, asta ce are de? M-am plictisit. Dacă insiști, îți spune de ce o vinde. Că are numai 262 de cai și trebuie una de 340, că a văzut de un vecin, care un coleg, care nu știu ce. Ăla e un om care-i stăpân și de el. E, până trebuie să-l hrănim noi. Băi, vecine, zic, dar ai fost într-o excursie? A văzut toată lumea. Băi, ai văzut toată lumea, dar uite, ai fost până la râmnicul săracul, ce se caută acolo? Aia e problema. Aia e problema. Să știi că mai există lucruri care nu te plictisesc. Degeaba a văzut toată lumea, dar
N-ai trecut pe strada ioaltă pentru că nu ai avut la ce să te duci. Trebuie să știm că, eu m-am zis de vecinul, dar zicem de sufletul nostru. În momentul în care vă plictisiți, adică sunteți sătui, trebuie să cercetați mai îndeamănunt. Să vedeți ce puteți să faceți care să nu vă plictisească. Ce puteți să faceți și n-ați făcut. Să știți că, în general, noi ne străduim să facem lucrurile mari și noi ne băgăm în seamă pe cele mărunte. De aceea, îl rog pe Bunul Dumnezeu ca astăzi, când am intrat în partea cealaltă de secol, când vă pot spune că 51 de ani înseamnă deja să privești viața de la capătul celălalt în cel mai frumos sens al cuvântului și mă gândesc la frații noștri englezi, ce frumos au numit ei 50, nu zic 50 ani, 50, adică jumătate. 50-50? Sau tu, prieten? Ce frumos este să ai această nebunie în cap, să zici, înseamnă că am ajuns la jumătate. Mai e. Dar să știți că trebuie să ne facem niște calcule și mai atente. Eu, de exemplu, am ajuns vârsta părintele Arsenie și poate poți să ziceți, bă, săracu, dar tare pe de-a luat-o, nu? Păi m-am gândit că alaltă ieri am făcut 23 de ani de muncă cu două norme. Înseamnă 46? Înseamnă 46. Și cu 51? Face 97. Bă, nebune, adică trebuie să știm ce cerem de la viață. Intensitate și gândul care se meargă dincolo. Adică nu ne-am obișnuit cu un anumit firesc al lucrurilor. Să știți că firescul lucrurilor înseamnă și din partea cealaltă. Acum, privind eu vârsta, cum v-a zis, prin ochii copilului care eram și v-am mai spus că atunci când mi se spunea că X are 50 de ani, ziceam, săracu, deja îl vedeam doar la vale. Și atunci când o auzeam, tot cu mămăița, mi-a zis, că nu trece așa pe lângă mine și cred că vrea să-mi mulțumesc într-un fel. Și eu la fel. Apropo, a plecat dincolo la 90 de ani. Eu ne vestuiesc că sunt nepotul ei, mergem pe linia asta. Și tot ea zicea, a murit alu' Melente sau Cuțare. Și întreba câte o vecină, dar și cât avea? 87. Nu, e tânăr. E, cam așa stau lucrurile. Depinde cu ce ori te uiți. Eu, un copil, mă uitam și ziceam, bă, 50 de ani. V-am povestit când m-am dus și eu, profesor, la 28 de ani, să predau la școală și între trimestre, erau trimestre. Bă, o dinioară, ce să vă spun, pe vremea mea, nu. Erau trimestre și Cumpăna, fiind foarte aproape de oraș, se mutau foarte mult la Cumpăna în timpul vacanței și apărea un catalog la mine. Și bă, dar la școală, cu cine ați făcut? La ce școală ai făcut? La Croșești. Și cu cine ați făcut? Păi, nu știu. Cum îi chema? Nu știu. Nu eram omul de profesor de muzică, nu cunoșteam unii pe alții. Nu la școală. Era bărbat sau femeie? Era femeie, bine. Bărbat nu erau decât eu. Era clar. Dar era o întrebare așa, de tatonare, de captație o benevolenție. Și zic, da, era tânăr, bătrân. Și bătrână, poclită. Bă, cam câți ani crezi că avea? Cred că avea 28. Zic, bă, mie cât îmi dai? Nu mai spun. Eram în aceeași oală. Iubiți credincioși, a avea o vârstă înseamnă a fi sătui și trebuie să știm că de acum înainte trebuie să ne hrănim. Omul niciodată nu trebuie să se hrănească atunci când este disperat de foame. V-am mai spus despre Sareta Sidonului, acolo unde, când a venit Ilie, prorocul, a găsit pe femeia văduvă cu copilul ei, care ce făceau? Făceau dintr-o mână de mălai și o mână de ulei o turtă și a întrebat, pentru ce? Zice, să mâncăm și să murim. Eu când am citit prima dată faza asta, eram în clasa 6. Zic, da, nu putea să moară fără să mai și mănânce, să prelungești așa. Nu, hotărârea de a muri trebuie să o iei cu luciditate. Adică să epuizezi toate sursele. Se spune că un copilaș se chinuia să mute un butoi de vreo 3 ori greutatea lui, să mute de colo-colo și taică să se uita la el. L-au lăsat să chinuie vreo 10 minute, după ce a văzut că a abandonat lucrarea, zice, băi, băiete, ți-ai folosit toate puterile? Sigur că da. Tu nu vezi că am transpirat tot? Zice, nu ți le-ai folosit. Pe cum adică? Păi pe mine nu mai ai rugat să văd.
Atunci când credem noi că ne-am epuizat, să nu uităm că Dumnezeu așteaptă să-i cerem ajutorul. Atunci când vedem pe cineva sătur, să nu credem că el nu mai vrea să mănânce. Dați-le voi să mănânce. Este cel mai frumos îndemn pe care trebuie să-l avem acum către casă. Dacă ne vom face canonul pe care vi l-am dat vis-a-vis de diferența de timp pe care ați câștigat-o scriind o stenogramă de mesaj sau ducându-vă acasă pe jos, în loc să luați autobuzul, să faceți mai mult. Dacă veți găsi 3 minute să stați de vorbă cu vecinul dumneavoastră, vă veți da seama ce am vrut să spun eu astăzi. Pentru că nu cuvintele și nu silogismele m-au făcut pe mine să gândesc așa, ci pur și simplu așa vreau să gândim. Și cine ne vede că venim de la biserică, să nu fie nevoie să-i spunem de unde venim. Nici măcar să nu ne întrebe de unde venim. Și să ne spună, băi, părinte, cum a fost asta la biserică? Sau, băi, vecine, cum a fost asta? De unde știi că se vede pe mata? Așa să ne ajute mult Dumnezeu.